Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 4 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona, aici unde am preluat Barcelona și am schimbat complet echipa. De la tactică la echipă, după cum puteți vedea, echipa asta chiar arată foarte, foarte bine acolo cu Gyökeres, care știm că este un jucător crucial la echipă. Însă dacă vă place și apreciați ce fac, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem 100 de like-uri dacă reușim, ar fi foarte, foarte fericit și m-ați motiva să continue această carieră cu Barcelona. În episodul anterior știm că am jucat niște meciuri și Gyökeres efectiv a fost prea bun la noi în echipă. Însă, din păcate, nu pot să zic aceeași chestie despre Leo. Încă nu are clickul ăla făcut la echipă. Desigur că o să-l păstrăm la echipă, el în continuare este Rafael Leo. Adică aleargă bine, pase bune, la shooting, m-aș aștepta puțin mai mult de la el. Totuși, s-ar putea să îl înlocuim în caz că rămâne așa. De asemenea, aș vrea să schimb eu niște numere. După cum am văzut în comentarii, mi-a spus un abonat să schimb numerele jucătorilor pentru că nu prea se potrivește și sunt de acord cu voi, sunt de acord cu tine. Gyökeres nu este un număr 11 absolut deloc, el este ca un număr 9, așa că o să-i dăm lui numărul 9. La minimal, trebuie să aibă, chiar trebuie să aibă numărul 10. Eu înțeleg Ansu Fati că a preluat numărul de la Messi, dar nu. Nu este următorul Messi și la mine amal este acela. Iar Rafael Leão am putea să-l păstrăm un 7, care arată bine, dar hai să-i punem un 11 cum a scris acel abonat acolo, pentru că oricum mi se pare o idee foarte, foarte bună. Iar Ansu, hai să-i dăm un număr 7 lui Ansu. Ansu Fati un număr 7, eu zic că este perfect pentru el. De asemenea, dacă vreți voi, putem să schimbăm și numărul altui jucător din această echipă. Doar scrieți în comentarii și eu cel mai probabil o să-l schimb. Revenind la treaba noastră, haideți să vedem ce putem să facem în continuare, cât să o facem pe Barcelona, cea mai bună echipă din La Liga și nu doar de La Liga, ci din lume. După cum vedem, următorul meci este în La Liga contra cei de la Villarreal și vedem că ei sunt pe locul 2 cu 13 puncte, destul de bine acolo. Nu este tocmai pe locul 4 totuși. Am văzut o chestie interesantă aici la Office, este că aici la Player Stats, Gyökeres este top goalgetter momentan, desigur. În La Liga, după cum puteți vedea, 6 goluri în 5 meciuri și Kylian Mbappé în spate cu 5 goluri în 5 meciuri și vine la fel, destul de grav. Îi dăm advance până la meciul cu Villarreal pentru că este un meci interesant, chiar foarte interesant. În viața reală au jucat și a câștigat Barcelona, nu mai țin minte, cu 4-1, ceva de gen, nu mai țin minte exact, sau cu 3-0, chiar nu mai știu, dar scrieți în comentarii în caz că știți voi. Echipa lor chiar arată destul de interesant aici, Pepe, Gerard, Parejo, dar da, nu știu, parcă echipa noastră clar ar trebui să fie mai bună. Însă primul 11 al nostru nu este chiar așa de pregătit pentru acest meci. Totuși o să intrăm cu echipa aceasta și la pauză o să schimbăm foarte mulți jucători pentru că trebuie să-i odihnim. Așa că haideți să intrăm în meci să vedem ce reușim să facem. Ei bine, și ce meciul versus cei de la Villarreal, primul meci din acest videoclip, haideți să vedem dacă reușim să-i batem și să plecăm cu niște puncte acasă. Lewandowski, care aparent am uitat că l-am dus la Villarreal, uai, acolo în atac, acum l-am văzut, însă bine aici Araujo. Foarte bine aici Balde la Rafael Leão. Rafael Leão, nu, șut destul de bun, însă nu reușește, din păcate. Ocazie bună aici pentru Twitch, șut interesant, dar nu reușește să intre. Totuși șut puternic. E bine, și cred că a venit momentul să-i schimbăm. Destul de greu aici. Au obosit aici la Lamine Yamal. O să-l băgăm pe Torres, Fatin în locul lui Dani Olmo, cu Barça în locul lui Araujo. E pe Balde, da, o să-l mai simt pentru că nu prea am pe cine să bag în locul lui. Poate pe Garcia, dar Balde e chiar foarte bun. Bine, aici pasa și aici se poate duce Gyökeres, du-te Gyökeres, du-te, un trivela, asta zic, pe verde, bă, ce-a băgat-o, ce bombă de la Gyökeres. Foarte bine, scăpăm pe un contraatac aici, pe surpriză, aici Gyökeres reușește să înscrie. Revedem ranul lui Gyökeres aici și bomba, bomba lui, aude, un șut puternic de la Gyökeres, un trivela foarte bine plasat și face 1-0 în acest meci, în primul meci. Pablo Torre trece foarte, foarte bine, chiar are viteză foarte mare pentru el și acum... Și acum Gyökeres nu reușește însă aici. Leão la balon. Leão poate să șuteze și șutează. În sfârșit înscrie Leão un gol. Incredibil cât a durat să înscrie Rafael Leão un gol. Însă reușește până la urmă. Un finez foarte bun pe lângă portar. Revedem faza foarte bună aici. Șutul respins. Însă aici Rafael Leão reușește cumva. Acum când poartă numărul 11. Reușește și să înscrie. Deci asta este un semn. Și se pare că se termină meciul. Reușim să câștigăm cu 2-0. Foarte bine acolo Barcelona înscrie Gyökeres.
Alex și Rafael Leau pentru noi. E bine, după reușita contra acela Villarreal care erau pe locul 2, acum se pare că sunt pe locul 4, noi suntem pe locul 3, Real Madrid în continuare pe locul 1, nu prea avem ce să facem decât în meciul contra ei, însă în continuare vedem că vom juca versus Getafe. Destul de ușor meciul, cel puțin așa ar trebui să fie, așa că haideți să avansăm până la acel meci. Vedem în dreapta acolo Team of 2, eu care spui Kylian Mbappé acolo în atac, Pedri foarte bine acolo, Marquinhos și el acolo. Însă totuși, haideți să vedem meciul acesta versus Getafe, o echipă destul de slăbuță, aș putea să zic. Echipa asta arată destul ok, însă în continuare sunt obosiți jucătorii noștri. Deci am putea să facem, nu știu, să-i odihnim, dar nu prea putem mă de față. Totuși, uite că o să-l bag aici pe Gavi în locul lui Dani Olmo și pe Garcia în locul lui Araujo. Așa că haideți să intrăm în meci să vedem ce reușim să facem. E bine, și iată că începem meciul cu numărul 2 din acest episod. Haideți să vedem ce reușim să facem contra cei de la Getafe. Bine, aici pasa la Rafael Leao. Rafael Leao continuă foarte bine. Rafael Leao, foarte bine a blocat acolo, chiar la limită. Problema aici în defensivă. Hai să vedem Garcia dacă reușește. Reușește să-l incomodeze mai mult. Șutul este pe lângă poartă. Bine, aici pasa la Gyökeres. Gyökeres continuă foarte bine. Se poate duce, însă este puțin obosit. Nu este. Șut bun, însă pasează. Șutează greșit, adică în portare. Ce eroare aici în defensivă. Nu pot să cred. Haide, opriți-l. Opriți-l. Opriți-l, bine acolo, bine acolo, Eric Garcia, bravo. Bine aici la Miamal, la Gyökeres, Gyökeres continuă foarte bine, pasa bună la Leao, Leao șutează, însă prinde portarul. Bine aici Balde la Leao, Leao acum continuă foarte bine, continuă Leao, un șut bun, însă este prins foarte ușor de portară. Ok, clar trebuie să schimbăm la Miamal, trebuie să iasă, o să intre aici Torre. Pati, nu o să-l băgăm, vreau să fiu odihnit. O însă o să-l băgăm pe Fermin în locul lui De Jong. Pe Cubarsi o să-l băgăm în teren și pe Garcia o să-l băgăm pe stânga. Nu prea avem ce să facem. Însă hai să-l păstrăm pe Cubarsi aici. Și știți ceva? Haide să-i dăm o șansă și lui Victor, așa că îl băgăm în locul lui Leo. Bine aici pasa la Gyökeres. Du-te Gyökeres. Un power așa bun, dacă reușim. Bine acolo Gyökeres. Ce putere în șut ai. Ce putere. Nu are niciun portar, nicio șansă. Efectiv, când șutează el atunci power shot-ul ăla. Nu are nicio șansă, niciun portar. Revedem faza foarte bună aici, cum scapă și power shot-ul lui Gyökeres, foarte, foarte bine plasat. Bine aici Victor, bine, ce pressing pe Victor. Victor, Victor șutează și reușește să marcheze. Victor, incredibil, incredibil. Victor, noul băgat, adică dar până acum nu l-am băgat în seama acolo, însă am zis să-l bag în meciul acesta. Reușește să marcheze după un pressing foarte bun al lui. Incredibil ce a reușit să facă Victor. Revedem fața aici, pressing-ul foarte bun aici, right back dacă mă înșel, și power shot-ul din fața porții, n-avea nicio șansă portarul, am vrut să fiu sigur că intră. Pau, Victor marchează. E bine, și să trei meciul, reușit să câștigăm cu 2-0 versus cei de la Getafe. Marchează Victor și Gyökeres. În următorul meci vom juca versus și la Osasuna, un meci destul de interesant și destul de ușor ar trebui să fie. Vedem că suntem pe locul 2, vedem că Real Madrid a pierdut un meci. Ok, asta înseamnă că am trecut acolo. Și suntem la un punct distanță de Sevilla. În următorul meci probabil că dacă pierde Sevilla o să trece pe locul 1. Vedem totuși că Osasuna este pe locul 14, deci n-ar trebui să fie o problemă așa mare. Vedem că acum Gyökeres are 8 goluri în 7 meciuri, a avansat față de Kylian Mbappé, care nu a mai scris așa de mult, a mai scris doar un gol. Însă Lopez cu 7 goluri în 6 meciuri, chiar foarte, foarte bine pentru el. În următorul meci versus Osasuna, hai să vedem ce putem să facem. Echipa este foarte, foarte obosită. Și să fiu sincer, cred că o să schimbăm mult primul 11, pentru că Torre o să intre pe dreapta, chiar dacă el nu prea joacă acolo, acolo și-o joace. O să intre Gavi în locul lui De Jong, Ansu Fati în locul lui Pedri, presupun, sau Dani Olmo. E bine, și pe la urmă ca așa asta arată echipa, eu zic că arată destul de ok. Am cam învârtit-o eu, dar eu zic că o să se zgurce. Așa că dăm play match și hai să vedem ce reușim să facem. E bine, și începem meciul versus Osasuna. Hai să vedem că reușim să-i batem și pe ei. Pasă foarte bună aici, nou, ce spațiu liber, însă reușim să apărăm. Bine acolo, bine acolo, trești. Ok, n-am înțeles ce s-a întâmplat, însă hai să vedem. Ok, să fie corner, însă ce paradă a lui Ter Stegen și aici dacă reușim. Hai Ter Stegen, bine Ter Stegen. Bine aici la Pablo Torres, Pablo Torres continuă foarte bine. Îl vede aici pe Gyökeres care șutează însă în blocaj. Bine aici la Gyökeres, Gyökeres șutează însă în blocaj. Ce bine să apără aici Osasuna. Bine aici Dani Olmo continuă foarte bine, un șut bun însă prinde portarul. Bine aici la Gyökeres, Gyökeres continuă foarte bine, șutează însă nu reușește să marcheze. Apără foarte bine acolo portarul. Bine aici pasă la Fermi, Fermi trece foarte bine, șutează însă apără portarul. Incredibil.
În Call of Duty Colts, hai să vedem că reușim ceva, aici la Fort, Fort va pleca acolo, însă nu reușește. Ok, și sper că au o lovitură foarte, foarte bună, liberă dacă reușim să facem ceva să ne apărăm și se pare că Ter Stegen reușește. Bine aici Daniel Mola, Gyökeres șutează și marchează Gyökeres, vine acolo, bă, dar numai pe final marchează Gyökeres, numai pe final este foarte, foarte bun, mai ales acolo, minutul 90-91, numai atunci marchează. Și se pare că se termină meciul, incredibil cât de bun poate fi Gyökeres, numai pe final marchează, tot meciul stă silent, însă pe final, pac! Dă o bombă. Totuși reușim să câștigăm doar cu 1-0. E bine, și următorul meci este în Champions League. Versus și de la Young Boys, momentan vedem că suntem pe locul 12. Bine, am jucat doar un meci și de aceea. Young Boys se pare că au făcut egal sau au pierdut. Au pierdut primul lor meci. Ok, ok, deci va fi mai ușor pentru noi. Îi dăm advance la meci și hai să vedem ce reușim să facem. În meci totuși, hai să vedem cu ce echipă intrăm. La mine am al de data asta, Arcan trebuie să joace pentru că l-am lăsat pe bară meciul anterior. Dani Olmo, sincer, haide să-l băgăm un meci și zic. Eu, pentru că da, este cam bun. Gyökeres trebuie să joace în secunde. S-ar putea să schimbă la pauză cu Garcia. Însă echipa cam așa va rămâne. Așa că haideți să-i dăm play match. E bine, și începe al doilea match din Champions League. Să vedem ce reușim să facem și dacă reușim să-i batem pe cei de la Young Boys. Bine aici la Rafael Leao. Rafael Leao poate continua. Poate continua foarte bine acolo. Se duce Rafael Leao. Căutăm pasta. Șutăm până la urmă. Nu înțeleg ce a vrut să fac acolo. Am păstrat pe pasă. Însă n-a vrut să dea pasă, efectiv. Pedri continuă foarte bine. Pedri nu reușește să marcheze. Cât de bine a trecut acolo. Iar centrarea, da, n-are nicio treabă. Nu înțeleg ce a făcut acolo Rafael Leao. O ocazie foarte bună aici pentru ea. Să că reușim să îi apărăm poarta. Ok, reușim ceva să facem. Haide Leao. Haide Leao, însă nu reușește. Totuși la mingea mal, la mingea, haide. Nu pot. Cred, nu pot să cred ce a reușit să facă. Efectiv, nu mai știu să vorbesc. Cât de mult mă concentrez să-mi scriu cu jucătorii, nu mai știu să vorbesc. Însă ce bine am trecut aici cu Lamine Yamal. Revenem faza aici, șutul care nu a dus nicăieri. Însă aici Lamine Yamal, dribbling-ul foarte bun și șutul ușor simplist, ca și cum n-a fost ce. Dar a contat foarte mult, mai zic că am scris în UEFA Champions League. Bine aici Pedri, foarte bun aici șutul. Însă este apărat de portare, incredibil. Am reușit să dau și pe verde, am zis că intră. Bine, aici pasă la Pedri, incredibil ce pasă, așa cum la Gyökeres, la Leao, care Leao dă pe lângă, hai mă Leao, pe bune mă Leao. Ce fază bună aici, nu pot să cred, ce centrare la acei jucători și ce cap a reușit, n-a avut nicio șansă Ter Stegen, absolut nicio șansă. Clar trebuie să facem niște schimbări la echipă, pentru că au obosit destul de mult. Araujo, haide să-l băgăm aici pe Cubarsi, Garcia pe dreapta, Fati o să intre în mijloc, Tore pe dreapta, schimbăm efectiv toată echipa. Și în atac, haide să-l băgăm pe Victor, de ce nu? Multe schimbări, dar eu spun să fie destul de bune. Ce pasă acolo, oprește-l, bine acolo, Ter Stegen, bine Ter Stegen, foarte la limită. Pablo Torres acum pe un contraatac foarte bun. Du-te Pablo Torres. Power shot-ul dacă reușim. Nu reușim. Fix pe portar. Bine aici Pablo Torres. Se duce Pablo Torres. Pablo Torres are șansa să înscrie. Pablo Torres nu reușește și nici. Opa, Victor, haide cu pressing-ul. Nu. De ce? Eram în atac. Hai mă, eram în atac. Bă. A închis meciul când eram în atac, pe bune. Asta este, nu reușim, egal, se termină. Ei bine, și după meciul contra cei de la Young Boys, în care nu am reușit să câștigăm din păcate, următorul meci este la Liga și este destul de ușor, aș putea să zic. Contra cei de la Alaves, eu zic că o să reușim să-i batem lejer, o să mai jucăm încă un meci sau două probabil, pentru că vreau să trecem puțin mai rapid. Însă în continuare ne chinuim să câștigăm anumite meciuri din cauza unor jucători, nu vreau la nume Leao, care nu ne ajută așa de mult. Dar în meciul acesta, haideți să vedem ce reușim să facem. Daniel Moclar trebuie să intre pe bacă de rezervă, o să intre Gavi. Araujo o să-l ținem, dar hai să-l punem pe Garcia în locul lui. Iar pe dreapta o să rămână la minimal, însă o să intre Ansu Fati mai târziu. Așa că haideți să intrăm în meci. E bine, și ce meciu, haideți să vedem ce reușim să facem contra cei de la Deportivo Alaves. Bine aici Leao trece foarte bine, șutează, însă nu reușește să marcheze, mă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu Leao? Bine aici la Gyökeres, îl vede aici pe Leao foarte bine, șutul însă este pe mijloc, hai mă, pe bune. Bine aici Gyökeres, ce a trecut aici Gyökeres? Reușește să facă 1-0 minutul 24, ce bine a trecut, așa cum vreau să treacă și Rafael Leao. Nu reușește totuși, dar Gyökeres este acolo și marchează, face 1-0.
Ce faul, ce faul la Lamine Yamal, galben, galben, clar, clar galben, da, exact, galben. Haideți să reușim ceva, o să încercăm o centrare și se pare că, ok, nu a ieșit nimic din ea. Vine aici la Lamine, Lamine Yamal șutează însă cu stângul care este piciorul lui slab. Cu dreptul, opa, am greșit cu dreptul, scuzați-o. Vine aici Rafael Leao, se poate duce foarte bine, Rafael Leao continuă, continuă. Continuă, însă pierde și pierde, uitați-vă și voi cum își pierde balansul. Și acum dacă reuși pasa, bine, pasa la Lamine Yamal. Lamine Yamal trece foarte bine acolo, bine, de fapt, așteaptă pasul de la Gyökeres, care este foarte bună și reușește să facă 2-0. Însă în continuare v-am spus, Rafael Leão nu pot să fac nimic cu el. Haideți să-ți facem niște schimbări la Lamine Yamal, ce e mort, e mort, băgăm aici balansul Fatih. Iar în rest, da, cred că va rămâne cam așa echipa, arată destul ok. Ce combinație acolo, what? Nu mă așteptam la pasa aia, chiar nu mă așteptam la pasa aia, am zis că ok, o să fie pasă normală. Când colo, o pasă surpriză, uitați-o, uitați-o pasă, op, pasa asta, ok, nu mă așteptam la aia. Se face 2-1, acum din nou Rafael Leão, Rafael Leão nu reușește, bă, ce, deci v-am spus, în germen rău cu el, dar nu reușesc. Bine aici, Petri, Petri trece foarte bine. Nu pot să cred că mi-a anticipat mișcarea, vreau să trec pe lângă el. Bine, aici Gavi continuă foarte bine, Gavi pasta foarte bună și acum Leão în sfârșit, mă, bine acolo Leão, bine mă Leão. Face 3-1 Leão în YouTube, nu știu, 90 și ceva, însă până la urmă reușim în acest episod să scriem de dor cu el. Destul de bun jucător, însă greu să te mișcă, chiar greu. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm cu 3-1, marchează și Leão. Foarte bine acolo, a jucat chiar foarte bine echipa și până la urmă reușim să batem pe Deportivo Alaves. Iar următorul meci este la Liga versus cei de la Sevilla. Un meci foarte important pentru noi pentru că aparent suntem pe locul 1. Și dacă pierdem acest meci sau facem egal, bine, dacă nu, dacă facem egal este bine. Dar dacă pierdem, Sevilla o să treacă pe locul 1. Ok, un meci foarte, foarte important, aș vrea să spun. Chiar vreau să rămân pe locul 1. Însă până să intrăm în meci, haideți să vedem ce ne-a dus aici scoutul. Iar la spaniol vedem că... ok, absolut nimic. Poate totuși la portughezi, dar din câte văd, absolut nimic. Iar la argentinien se pare că, da, în continuare, nimic bun. Iar în meciul versus cei de la Sevilla se pare că echipa asta este full pregătită. Mai puțin la minimal, este puțin obosit, în rest, echipa este foarte pregătită. Așa că haideți să intrăm în meci și să-i spargem pe cei de la Sevilla. Ei bine, și în ce meciu contra aceea Sevilla, un meci foarte important pentru noi pentru că ne putem păstra titlul de câștigătoare, cel puțin pe locul 1 momentan, așa că hai să vedem că reușim să-i batem. Foarte bine aici la Dani Olmo, Dani Olmo foarte bine, pasta aici la Leão și Leão reușește să marcheze bine acolo Leão, deci așa trebuie să jucăm. Trebuie să dăm pasă pe sus la Leão, deoarece Leão face faza de idere, uite, face gridiu, face gridiu pe bune, bă, Leão. Revedem faza, foarte bine acea combinație, l-am văzut pe Leão cum a plecat și am zis gata, asta este schema lui Leão. Acum înțeleg cum trebuie să jucăm cu el. De Jong îl vedea acolo pe Lamine Yamal, Lamine Yamal trece foarte bine, Lamine Yamal șutează însă, apără portarul, dar foarte bine s-a mișcat acolo. Bine, aici îl vedem liber pe Gyökeres, acum Gyökeres din prima reușește să marcheze bine acolo Gyökeres, 2-0 minutul 34. Echipa asta chiar arată foarte, foarte bine. Pasa foarte bună aici de la Olmo, dacă nu știu, dar Dani Olmo reușește Gyökeres să marcheze, face scorul de 2-0. Bine aici la Gyökeres, Gyökeres. Le vedem aici pe Leão, care Leão, haide mă, bă, cât aproape, deci gata, m-am prins cum se joacă cu Leão. Bine aici la Lamine Yamal, la Lamine Yamal trece foarte bine, caută pasa, găsește pasta și acum Gyökeres reușește, incredibil, incredibil, Gyökeres ce reușește să facă acest match. Ce shoot incredibil, cred că a fost pink, oricum un finesse foarte bun de-a lui Gyökeres. Și pasă acum foarte bună reușită a lui Lamine Yamal. Revedem faza foarte bine aici. Gyökeres se poziționează foarte bine și șutul este plasat. Haide, haide. Este aproape de vincul. Dacă nu mă șel, foarte, foarte aproape de vincul. Revedem faza totală. Pasa foarte bună de la Lamine Yamal. Însă poziționarea lui Gyökeres face totul. Dar foarte bun șutul. Din nou fază periculoasă. Leão. Nu reușește. Îi dă ce un cap ceva aici acolo. Însă ocazie bună aici pentru cei de la Sevilla. Oh, ce mi-a făcut. Însă bine contra Stegen, rebound, pe bune, rebound, pe bune. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm cu 3-1, chiar dacă n-am luat gol la penibil acolo. Totuși, Gyökeres a făcut un meci foarte bun, la mine mai la fel, și Leão chiar a reușit să-mi scrie. Așa că echipa noastră a jucat
la un alt nivel în acest meci chiar foarte important și reușim să ne menținem locul 1 în La Liga. E bine, după reușita versus cei de la Sevilla, următorul meci este foarte, foarte greu. Avem meci versus Bayern München. Și știi că Bayern München a cam bătut-o de multe ori pe Barcelona, chiar destul de rău în unele cazuri. Însă acest meci, ce credeți, o să jucăm desigur în episodul următor. Am avansat foarte mult în episodul acesta. Eu care l-am jucat 12 goluri în 10 meciuri acolo în La Liga, deci e foarte, foarte bine pentru el. Și în sfârșit, clică și le iau în această echipă. Așa că dacă v-a plăcut toată cursa, apăsați butonul de like să strângem 100 de like-uri dacă o să reușim. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțul, am fost Unreal Byte. Pa, pa, pa. Pa, pa.